Salutare, oameni buni! O nouă recenzie. Pentru cine nu mă cunoaște, mă numesc Timofti Flaviu și sunt pasionat de parfumuri. Mă ocup cu o colecție de parfumuri și sunt și recenzor de parfum. Astăzi vă voi prezenta un parfum special din cadrul colecției mele, al unei case pe care o consider absolut superbă pentru ceea ce oferă și pentru calitatea pe care o oferă clienților. Este vorba despre casa Lalique, o casă extrem de underrated, cum ar spune englezii, da? Se vorbește mai puțin despre ea, bineînțeles. Celebrele recenzii online ale marilor recenzori vorbesc doar despre parfumurile Super Hype, Dulci, Invictus, Acqua di Gio, Profumo sau Acqua di Gio, Dior Sauvage, Versace Eros, etc. Acest parfum nu prea este cunoscut. L-am văzut doar la câțiva recenzori, printre care și recenzori români și străini, bineînțeles, și m-am gândit să-i fac și o recenzie. L-am de aproximativ un an de zile. A fost un blind buy veritabil. L-am studiat, pur și simplu, nu știam absolut deloc cum miroase. Se numește, mă scuzați, am uitat să vă spun, se numește Lalique Purhomme ADP. Îi se mai spune Lion, deoarece, după cum se poate observa, are gravat un cap de leu absolut superb, da? În sticlă. Sticla este făcută, bineînțeles, de Lalique, care sunt specialiști în așa ceva. De altfel, când s-au lansat ei undeva în secolul al sfârșitul secolului al XIX-lea, da? Pe asta s-au bazat mai întâi, nu pe parfumuri, ci pe realizare de sticle de lux și ornamente, da? A apărut în anul 1997 în două versiuni. ADT, apă de toaletă, ADP, apă de parfum. Eu am apa de parfum aici. A fost un blind buy, după cum vă spuneam, deoarece l-am studiat, nu am regretat absolut nicio clipă. De la primul puf am descoperit în acest Purhomme un parfum de o calitate excepțională pentru banii oferiți. Am mai spus, da? Deci calitate excepțională. În primul rând, haideți să ne uităm la design, da? Capac extrem de bun, o parte e din plastic, partea din exterior este din fier. Se simte rece la mână, pare fier, da? Atomizatorul excepțional, lucrat la fel. Combinație de plastic cu fier, foarte bun. Sticla este foarte solidă și foarte grea, da? Și foarte practic, simplist, dar reușit, consider, da? În stilul clasic al anilor 90. Este un parfum care face parte din categoria fujer aromatic lemnos clasic. Eu aș mai pune aici și verzui, cum îmi place mie să spun. Este bogat în note de bază citrice, aromate și ușor dulci. Pe un pat, bineînțeles, lemnos clasic al anilor 90. Cu toate că a apărut în anul 1997, îl consider că are un miros cât se poate de adaptat timpului nostru. Adică este și modern, dar și clasic în același timp. Nu este în trendul bleurilor apărute acum, dulcegărilor, din Victusul, v-am mai spus, din ziua de azi. De aceea se adresează un anumit segment de public, care, bineînțeles, acest segment recunosc și cunosc aceste parfumuri. Deci, nu prea l-am simțit la nimeni. Să vă spun drept, probabil că nu este nici foarte cunoscut, dar probabil că marea majoritate a celor care îl poartă au o vârstă, să spun, puțin mai mare, mai înaintată. Parfumierul care a creat acest parfum este Maurice Roussel, este un celebru parfumier care, deși în vârstă, în prezent, a realizat și încă realizează o mulțime de parfumuri superbe, da? De la celebre case, fie de design, fie de nișă.
Deschiderea este, din punctul meu de vedere, o avalanșă de grapefruit combinată cu citrice, note verzui, bergamotă și, desigur, celebra lavandă, cea mult utilizată în parfumerie. Eu ador. Personal, nota asta de lavandă o ador pur și simplu. Aici este mai puțin, nu se simte atât de intens, nu este atât de dominant, nu este atât de dominantă ca în alte parfumuri, dar este, se simte. Urmează note condimentate de rozmarin, pe care eu personal îl ador, note florale de iris și iasomie, doar așa, cât o atingere. Deci nu sunt note florale excesiv de dulci sau excesiv de feminine, ca să mă exprim așa. Doar cât o atingere, nu sunt foarte pătrunzătoare. Susțin excelent masculinitatea parfumului și nu-l fac nici de cum băbăcesc. Da, Morțal spune că a apărut parfumul în anii 90, clar, din categoria, cum spun unii, în mod eronat din punctul meu de vedere, băbăcesc. Nu, nu este un parfum băbăcesc, este un parfum superb, adaptat și timpurilor noastre și secolului trecut, bineînțeles. Baza parfumului este formată în stilul clasic și care nu dă greș niciodată din punctul meu de vedere, și anume ambră, lemn de santal, ambăr gris, patchouli, rășină de stejar și puțină vanilie. Nu este deloc multă vanilie, nu vă imaginați că acesta este un parfum dulce. Este exact cât trebuie acolo. Toate aceste note eu le consider naturale, fără excepție. Din punctul meu de vedere, este genul de parfum extrem de calitativ pentru categoria sa. Estimez cel puțin 50%, merg chiar spre un 60% ca fiind note din surse din surse naturale și nu sintetice. Îl consider absolut superb, vă arăt și cum spreiază, da. Deci are un atomizator foarte bun. Spreiază fantastic de lung, de bine, da? Calitate, da? Deci atomizatorul consider de calitate Dior. Deci la nivelul ăla, da? Dior, Armani, zona aia. Se aseamănă extrem de bine cu un alt parfum antologic din categoria nișă de data asta și se numește Cri Bois du Portugal, care a apărut în 1987. Un parfum superb, dar din ce am citit și din ce m-am documentat, deoarece nu-l dețin, acela e mult mai puternic, mult mai fujer, mult mai verzui și, bineînțeles, mai calitativ. Și abia acela îl putem considera astăzi dated, să mă exprim așa, da? Pe românește puțin mai bobocesc. Bineînțeles, nu este identic cu acela, dar din ce m-am documentat, au similitudini evidente în ceea ce privește mirosul. Unde îl porți, merge excelent primăvara, toamna, dar și vara. Dacă nu este exagerat de cald, bineînțeles. Dacă e caniculă, am testat, deși l-am testat și pe caniculă, merge destul de binișor, dar nu performează cum trebuie, bineînțeles. Concentrația fiind apă de parfum este evidentă și parfumul are o performanță din punct de vedere solidă. Scot undeva la 7-8 ore pe pielea mea, cu proiecție frumoasă de 2-3 ore și un silaj decent. Cu toate acestea, asta nu e un parfum gălăgios, de tip Macho Man, Gigolo, Dulceag, etc. Deoarece este un verzui citric fujer, da? Deci asta nu se dorește a fi un parfum gălăgios. Îmi place foarte mult faptul că acest cap de leu este gravat în sticlă, absolut senzațional. Vreau să vă mai arăt o dată, da? Uitați. Eu n-am mai întâlnit asemenea lucrare, uitați și din profil, se vede 3D-ul, n-am mai întâlnit o astfel de lucrare la niciun parfum, fie că e de nișă, fie că e de design. Mi se pare absolut superb și destul de original, da? Eu consider această abordare ca fiind una simbolică a celor de la Lalique. Capul de leu reprezintă puterea, bărbatul matur, puternic. Cealaltă variantă, că mai este o variantă apărută în 98 sau 99, care vine cu un cap de cal, deci a nu se confunda, ăla se numește altfel, Purom, nu mai știu cum, ăsta e Purom Lion, se știe în termenii uzuali.
În opinia mea, cealaltă versiune cu cap de cal reprezintă tinerețea, virtuositatea și se adresează unui public puțin mai tânăr. Consider că acest parfum poate fi purtat de către bărbați de orice vârstă, în special după 23-25 de ani plus, fantastic, da? Este foarte versatil, merge și la ținute casual și office. Nu merge purtat însă noaptea, da? Este un parfum de zi. Îl consider un parfum de zi și, în general, pentru ocazii, să spun, un pic mai aparte, mai speciale, nu merge neapărat purtat doar la tricou și pantalon. Merge la o ținută formală, la o ținută smart casual. Merge chiar și la costum complet, deci este destul de versatil. Factorul de compliment este mediu, decent. Vei primi complimente cu siguranță de la iubitorii de astfel de parfumuri, da? Deci calitatea fiind excepțională, prețul fantastic, undeva la 120-150 de lei, fac din acest parfum, din punctul meu de vedere, o piesă de nelipsit din colecția oricărui colecționar serios de parfumuri. Da? Deci, ăsta poate constitui un parfum Fougère Verzuy, excepțional, clasic, antologic, dar în același timp și modern, dacă nu vreți să vă aventurați chiar spre cele din anii 70-80, de genul La Țară Purom, Ted Lapidus Purom, Versace L'Homme, etc. Din partea mea primește nota finală de 8,5 din 10. Așadar, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mai aștept. Puteți da un like, share și subscribe dacă nu ați făcut-o. Puteți să susțineți acest canal de YouTube și vă mulțumesc pe această cale. Voi mai posta, bineînțeles, review-uri. Vă urez o zi bună, la revedere, numai bine!